Astăzi învățăm împreună un cuvânt care ne va ajuta să privim călătoria noastră prin viață dintr-o altă perspectivă. În timp ce la cruce drumurile s-au despărțit ale celor doi, tot la cruce drumurile s-au întâlnit. Ale acestui om, drumul lui s-a întâlnit cu drumul Domnului nostru Iisus Hristos. Și Mântuitorul i-a spus, acum mergem împreună pe același drum, astăzi vei fi cu mine în paradis, astăzi vei fi cu mine în rai. Acesta era drumul comun. S-au despărțit drumurile, într-adevăr, dar s-au întâlnit drumurile. Acesta este lucrul cel mai însemnat. Acum, gândul acesta trebuie să ne însoțească pe noi, pe drumul vieții noastre. Este drumul meu, drumul lui Dumnezeu, merg eu în aceeași direcție cu El, merg eu spre aceeași destinație. Ar merge El vreodată pe drumul acesta, ar folosi El mijloacele acestea sau întotdeauna în mintea și sufletul nostru să ne întrebăm, Doamne, se întâlnește drumul meu cu drumul Tău? Acest cuvânt ne va ajuta ca la orice pas cei de lângă noi să vadă în sufletul nostru diferența și să ajungă să dorească o lume mai bună. Chiar spunea Mântuitorul să ajungă să slăvească pe Dumnezeu pentru că trăiesc astfel de oameni pe pământ. Să lași în urma ta slăvirea lui Dumnezeu. Nu văd o realizare mai înaltă decât aceasta, începând cu casa ta și continuând cu casa lui Dumnezeu și mai departe. Un aspect al împlinirii rugăciunii Domnului nostru Iisus Hristos, te rog ca tot să fie una, nu este doar cel al sacrificiului pentru aproapele tău, că a luat totdeauna partea binelui, ci este și acela de a refuza totdeauna să fii părtaș la rău. Lucrul acesta este ușor de spus, dar poate fi extrem de costisitor. Când spun acest cuvânt, mă gândesc la tragedia și la rana deschisă încă din Ruanda și în Ruanda, în acest cumplit masacru care a avut loc, peste 1 milion de oameni masacrați cu macete, cu topoare, nu s-a putut imagina așa ceva, dar în mijlocul acestei tragedii și cei care ați și puteți să accesați media, aflați câte mai mult despre acest cumplit genocid, nu veți avea sufletul liniștit după ce se văd astfel de lucruri. El are în spate niște factori responsabili, dar în același timp are în spate și pe cei care au întors spatele lui Dumnezeu, care i-a rugat să fie una, te rog ca tot să fie una, indiferent cine și din ce parte. Nu despre acest lucru aș vrea să vorbim, ci despre un altul. Într-o biserică, așa cum este aceasta, într-o biserică a pătruns un grup de criminali Hutu înarmați și au oprit corul care era la repetiție. Și atunci au cerut să se separe Hutu de Tutsi, două națiuni care locuiau țara, și locuiesc, și după ce au separat pe Hutu de Tutsi, s-au gândit că începe masacrul acum. Dar a urmat ceva cu totul neașteptat. Dumnezeu a cunoscut sufletele acestor oameni. De obicei, ucigașii aceștia, Hutu, cu săbiri și cu macete, China a dat cam 1 milion și ceva de macete acolo, sau mai mult, a trimis înainte de împlinirea de masacrul acesta, ceea ce arată că era plănuit dinainte. De obicei, când se întâmpla aceasta, separau tuții și îi omorau. Îi omorau copii, femei, bătrâni, familii întregi. Aici, în biserica aceasta, Dumnezeu nu permite așa ceva, ci creează o situație neimaginată pur și simplu. Îi desparte pe Hutu de tuții, după care ordonă celor Hutu, acum omorâți pe cei tuții din biserică. Și cineva a răspuns, sigur, cu prețul vieții, era răspunsul acesta, în biserica noastră noi nu avem Hutu și Tutsi, aceste două neamuri. Noi suntem frați și surori, indiferent de unde suntem. În clipa următoare au fost masacrați toți Tutsi și toți Hutu care au fost în această biserică, s-au înfrățit în moarte. Este un cor ridicat aici, acum se numește corul Emaus, care s-a ridicat pe ruinele acestea. Niciodată însă nu trebuie să uităm
prețul acestui cuvânt. Noi nu suntem baptiști, pentecostali, adventiști, catolici, ortodoxi. Nu. Noi suntem frați în Domnul Hristos. Așa a dat El legea lui Dumnezeu în care a spus: voi toți sunteți frați. Unul singur e învățătorul vostru sau dascălul vostru, Hristosul. Unul singur este Tatăl vostru, Dumnezeu din cer, și voi toți sunteți frați. Aceasta este legea cerului. Oamenii aceștia au murit ca martiri pentru această lege a lui Dumnezeu. Ușor de afirmat, sigur, voi toți sunteți frați, foarte greu de împlinit și de trecut peste multe și mari obstacole sau de plătit un preț de neimaginat, așa cum a fost acesta. Dar acești oameni sfinți, acești martiri despre care scrie în Sfânta Scriptură că au fost junghiați pentru numele lui Iisus, oamenii aceștia ne-au dat o mărturie nouă. Unu, pentru ce trebuie să trăim, și doi, că nu există niciun fel de scuză pentru a coopera sau a ajuta răul sau nenorocirea, lucru care se poate întâmpla și nu se poate întâmpla altfel decât prin unirea noastră cu Dumnezeu. Te rog ca tot să fie una, așa cum noi suntem una. Mă găseam în Teleorman, în comuna Peretu, aveam evangelizare acolo de la Căminul Cultural, s-a scris o pagină în sufletul meu de neșters. Mulțumesc și pe această cale acestor oameni care au avut mari încurajări pentru mine și până în ziua de astăzi sunt în viața mea. Și la un moment dat a avut loc un protest din partea autorităților datorită faptului că întreaga comună era pur și simplu acoperită cu mașini din toate orașele și cineva mi-a spus, un domn, zice: eu am cumpărat 3 televizoare, am în toată casa, dar nu mai am loc unde să primesc oameni. 3 astfel de autorități au urcat pe scara unde un băiețel negricios, slăbuț, sărac, cu Adidas și iarna, el a venit cu ideea aceasta la noi și ne-a spus: este bine să puneți pe cablu ce vorbiți aici, să audă toată lumea. Astea sunt lucruri care trebuie să auzite de toată lumea. Și la îndemnul lui, împreună cu pastorul Ciobanu, am avut prima ocazie de a transmite pe cablu întâlnirile noastre de acolo. Iubiții mei, aceste 3 autorități au urcat pe scară la cabina de unde el distribuia pe cablu prezentările și i-au ordonat și au spus: oprește în clipa aceasta, oprește transmisia. Copilul acesta și tinerelul acesta a înțeles însemnătatea acestor lucruri, a înțeles binele și binefacerea pe care acestea le fac societății și a refuzat să coopereze într-o astfel de crimă, așa cum i s-a părut lui. Și în loc să apese sau să ia o altă atitudine, a fost inspirat de Dumnezeu și a luat o poziție pe care n-aș fi luat personal, nu m-aș fi gândit la acest lucru, dar lui, Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit așa ceva. Și când oamenii aceștia i-au poruncit cu asprime și cu stăpânire, oprește imediat transmisia, el a spus, zice: eu nu pot să fac așa ceva, dar vă rog, faceți dumneavoastră. E foarte simplu să apăsați butonul aici și să opriți absolut tot. Niciunul din cei 3 nu au vrut să facă lucrul acesta. Sunt oameni care vor să se folosească de un altul pentru a face răul, cât de cât să anestezieze puțin conștiința. Dar, iubiții mei, avem harul și darul de la Dumnezeu și autoritatea să nu contribuim și să nu participăm la rău. Dacă vrei să faci lucrul acesta, fă-l personal, încarcă-te cu așa ceva tu. Nu căuta să arunci asupra mea ceea ce nu mă reprezintă. Sufletul meu nu este aici. Nu există pe pământul acesta o bucurie mai mare decât să știi că în răul cumplit care s-a petrecut, ai refuzat să iei parte. Biblia are o expresie: sângele lui va fi asupra capului tău, în sensul că te porți cu tine vina pe care o ai. Mântuitorul a spus totdeauna: păstrează înaintea ochilor tăi căile lui Dumnezeu. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Ce a făcut Domnul? În afară de faptul că nu a scos sabia la nimeni, și a dat viața pentru ca nimeni să nu scoată sabia. Tâlharul din stânga despre care vorbeam ar fi vrut o rezolvare pe loc acolo și
Așa am dorit și noi, pur și simplu. De ce nu se termine odată, să se împace oamenii, de ce nu se termine odată? Nu acest fel de împăcare îl urmărește Dumnezeu. El nu a venit aici să creeze oameni mai buni sau mai cuminți, ci a venit să aducă omul nou care este în armonie cu Dumnezeu. Și aceasta se întâmplă tuturor acelora care sunt născuți nu din voia firii lor, nici din sânge, ci din Duhul lui Dumnezeu. Acesta este planul lui Dumnezeu. Iubiții mei, Sfânta Scriptură a vorbit în cuvinte clare și ne-a învățat aici în Epistola către Galateni că înaintea lui Dumnezeu nu există deosebire, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici femeiască, toți sunteți una în Hristos Iisus. Ușor de citit, ușor de predicat, dar te întreabă Duhul Sfânt, Domne, trăiești aceste cuvinte, le-ai luat la suflet, umbli pe pământul acesta în lumina acestor. E adevărat pentru tine că nu e deosebire între tine și aproapele tău? E adevărat lucrul acesta sau tu practici această formă de discriminare denominațională sau de ură, de religie sau de politică? Sau de... E adevărat sau nu? În Hristos Iisus doar, nu în educație, nu în psihologie, nu în luptele pe care omenirea le-ar depune. Nu se poate, dar în Hristos Iisus se poate așa ceva. Soluția de moment pe care o propunea tâlharul celălalt nu rezolva nimic, de fapt. El spunea, dă-mă jos de aici, dă-mă jos de aici și așează-mă din nou în situația în care a fost. Pentru ce să continui viața care a fost înainte? Citeam undeva că nu au fost neapărat tâlhar la drumul mare, e posibil să fi fost sicari sau patrioți sau oameni din aceștia care luptau împotriva romanilor, erau numiți tâlhari. Dar soluția pe care o propunea el Domnului Hristos, dă-te și tu jos de aici, dă-mă și pe mine jos, hai să rezolvăm de moment lucrul acesta, nu era planul lui Dumnezeu. Poate că și tu te întrebi uneori de ce nu încetează încercarea, până unde, cât mai mergem. Nu, Dumnezeu nu are în vedere o rezolvare temporală a situației. Epistola către Evrei spune, zice, ca să dobândească o înviere mai bună, au refuzat rezolvarea aceasta de moment. Rezolvarea de moment a unei situații poate să însemne nimic altceva decât complicarea, agravarea cumplită a lucrurilor. Astfel că Mântuitorul privește la celălalt care spune, nu, eu nu vreau să fiu dat jos de pe cruce, eu nu cer să fiu scăpat de chinurile acestea, eu nu cer nimic, eu cer altceva. Eu cer o lume în care să nu mai existe așa ceva. Și eu vreau să-ți aduci aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Știu ce fel de împărăție vrei să aduci, știu ce vrei să faci. Am primit prin Duhul Sfânt lumina aceasta despre tine. Eu vreau această lume, nu vreau vindecare, ci vreau o lume în care să nu mai fie nevoie de vindecare. Nu vreau mântuire, scăparea, vreau o lume în care să nu mai fie nevoie, să nu mai fie nevoie de iertare. Lumea aceasta e cea pe care, la care lucrează și pe care o instalează Dumnezeu. Nu mă îndoiesc de faptul că sunt situații limită, sunt situații groaznice. N-aș judeca, n-aș îndrăzni să judec pe nimeni. Merg în spitale în vizită, stau la telefon, m-a rugat astăzi cu un prieten, nu are aer, are de o formă foarte gravă și apucă să-mi scrie câte un mic text, aer, nu mai am aer, și imediat mă opresc oriunde sunt și imediat sunt în rugăciune pentru el și îmi scrie înapoi după aceea. Aș vrea să fie rezolvată situația aceasta, pe loc, poate găsim un medicament, poate găsim ceva să scăpăm omul acesta de asfixie aceasta cumplită. Dar aceasta nu e rezolvarea problemei. Rezolvarea problemei este o lume în care nu va mai fi nevoie de așa ceva. Nu va mai fi nevoie de niciun fel de medicament, de scăpare de felul acesta, nu va mai fi nevoie. Aceasta este lumea, așa cum scrie cartea Apocalipsei, nu va mai fi durere, nu va mai fi țipă, nu va mai fi tânguire. Lucrurile întâi au trecut fără urme, n-au lăsat niciun fel de urmă, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Asta a jurat Dumnezeu, asta a promis Dumnezeu. Dacă cineva nu se poate încrede nici în cuvântul lui Dumnezeu, nu mai rămâne nimic în care am putea să avem încredere pur și simplu. Dar este atât de adevărat lucrul acesta și ne îndreptăm spre el, atât în sufletele noastre, personal, cât și în comunitățile din care facem parte sau în familie
noastre sau în societate, dar în lumea întreagă, spre acolo se îndreaptă omenirea noastră și după cum răsăritul soarelui nu poate fi prevenit de nimeni să aibă loc pe pământul acesta, oricât de rău ar fi omul acela, oricât de înarmat, de nebun ar fi, nu poate preveni răsăritul soarelui. Nu, soarele va răsări la fracțiunea aceea de secundă, fără grabă, fără întârziere. Tot la fel nu poate fi prevenită împărăția lui Dumnezeu să ia în stăpânire întreaga această planetă. Printre noi oamenii sunt ființe care au primit și cuvântul și puterea de la Dumnezeu de a trăi rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos. Te rog ca tot să fie una. Pactizează, unește-te cu cel în suferință, salvează pe cel târât la moarte, pur și simplu. Mi-aduc aminte de Jasmine, românii o cunosc, doamna de culoare care a întemeiat orfelinatele acestea la Casa din Câmpie și lângă Câmpina undeva. Și într-o împrejurare, când am avut onoarea să stau de vorbă cu această ființă și cu o doamnă româncă de era lângă noi, a trebuit să interpretez, să traduc, în această împrejurare, doamna Jasmine mi-a povestit că a fost în Rwanda la orfelinat când au venit asasinii. Asasinii au intrat în curtea orfelinatului și au cerut ca toți copiii tuții să fie scoși afară pentru a fi asasinați. Și dânsa nu a blocat ușa sau a încercat să-i omoare pe cei care vreau să omoare, ci a ieșit în fața dumnealor și a spus așa: acest lucru se va întâmpla numai după ce mă omorâți. Începeți cu mine. Începeți cu mine și după aceea, după mine, se poate întâmpla orice. Dar până nu începeți cu mine, așa ceva nu se va întâmpla. Atât de puternică a fost mărturia acestei femei, care s-a unit cu cel târât la moarte. Te rog ca tot să fie una, și-a unit destinul, și-a unit moartea, de fapt, a luat jurământul acesta al morții asupra ei, cu cei care erau condamnați la moarte și târâți la moarte. Atât de puternic a fost impactul, încât asasinii s-au întors și au plecat și nu au omorât niciun copil tuții în acel orfelinat. După aceea dânsa a luat măsuri de transportare a lor și așa mai departe. Iubiții mei, acesta este marele examen al vieții noastre legat de rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos. Te rog ca tot să fie una. În ceea ce învățăm din pilda acestor vieți, vedem mici sclipiri a ceea ce Dumnezeu ar dori să facă din întreg pământul și din întreaga lume. Nu mai este nicio diferență. Oh, bine că a căzut peste el suferința, nu peste mine. Nu! Bucură-te cu cel ce se bucură, plângi, suferă cu cel ce suferă. Nu i s-a întâmplat lui, ni s-a întâmplat nouă. Este ca și cum în trupul nostru un deget a fost rupt. E foarte bine, treaba lui. Nu este să sufere toată ființa. Noi suntem chemați să fim trupul lui Hristos, se numește Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Când vorbind în capitolul 18, Mântuitorul nostru descrie moment cântările care s-au cântat acolo în cameră, după care au ieșit la pârâul Chedron într-un loc pe care îl cunoștea și Iuda, spune Evanghelia. Aici au ajuns față în față cu trădătorul, cu trădarea, cu cei care au însoțit în nebunia și prostia lor și mai ales în ignoranța lor grozavă pe Iuda. Unii dintre ei au fost la cincizecime și Petru a spus: știu că din neștiință ați făcut așa ceva, deci Dumnezeu n-a ținut seamă de lucrul acesta. Dar a venit un moment în care aceștia au venit și păreau că vor să aresteze și să ia pe Iisus cu toți ucenicii. Dar Mântuitorul a întrebat: pe cine căutați? Este în versetul 4. Pe cine căutați? A întrebat el. Și întrebarea aceasta ar trebui să rămână cu noi. Când te ajunge piatra urii, spune poetul Vasile Militar, ar trebui să te întrebi pe cine caută omul ăsta care dă cu piatra urii? Nu cu tine are treaba, i-a spus lui Samuel. Cu mine. Pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Nu pe Petru sau pe Ioan. Dar erau și ei acolo și în poziția de a fi luați. Dar ei căutau pe Iisus. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi-ați făcut. El nu ne-a spus nouă să fim uniți, fiți una, a spus el, cu tatăl și cu fiul și fiți una între voi. Nu ne-a spus nouă doar ca o lecție, ca o predică. El însuși s-a identificat cu ființa noastră, a devenit una cu noi.
El a făcut lucrul acesta. Și spune Sfânta Scriptură, a dezbrăcat puterea, domnia, tot, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea nouă, s-a supus până la moarte și încă moarte de cruce. Această trăire, viața Mântuitorului nostru este predica cea mai însemnată, e adevărata predică, de fapt, pe care o ține el aici. În momentul în care ei a venit acolo și el a spus, căutăm pe Iisus din Nazaret, Iisus le-a spus, eu sunt. Iuda, vânzătorul, era și el cu ei. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos. Ceea ce arată clar că răstignirea Mântuitorului nostru și jertfirea Lui nu a fost un asasinat sau o crimă sau o nenorocire, așa cum este predată în lume astăzi, ci a fost împlinirea cuvintelor Lui prin care a spus nimeni nu-mi ia viața cu sila. Eu îmi dau viața, eu îmi dau viața pentru viața lumii. Era cu totul altceva, era un plan paralel al Lui Dumnezeu la un nivel care nu era nici măcar pe departe înțeles de cei care erau acolo, nici de mica grupa ucenicilor Lui. Dar El a spus așa, după ce ei au căzut jos, i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. El a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Mântuitorul s-a ridicat ca un zid în fața celor care urmau să fie arestați, chinuiți, torturați, eventual executați apostolii, pentru a stinge în fașă predicarea Evangheliei în lume. Planul diavolului nu era răstignirea Mântuitorului nostru, ci era stingerea luminii pe pământul acesta și a lăsa omenirea în întuneric. De aceea a spus Mântuitorul, dacă după mine ați venit, lăsați-i pe ei să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese, n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Poți să spui acest cuvânt despre cei din casa ta sau despre cei care au venit în jurul tău sau în raza ta de acțiune, poți să spui, n-am pierdut pe niciunul, nu am potignit, n-am făcut lucrul acesta. Adică e nevoie să ne gândim la acest cuvânt înainte de raportul acesta pe care îl dăm. Care este impactul unui astfel de lucru? Iubiții mei, sunt situații în care, într-adevăr, cine putea vorbi pe vremea lui Hitler, cine putea vorbi în timpul lui Mao, cine putea vorbi... Eu știu că nu se poate vorbi, dar ceva se poate face. Și anume, cumva, înaintea lui Dumnezeu să nu fiu participant la rău. E un loc în care nu am libertatea să mă exprim, în lagărul de concentrare sau undeva. Dar, iertați-mă, tot acolo... Acolo unde nu am libertatea aceasta, tot acolo există o mică ferestruică, o mică posibilitate, o fărămitură de pâine, nu știu ce poate fi la mijloc. Sunt cu sufletul deschis și întreb pe Dumnezeu, Doamne, aici unde nu se poate face niciun bine, care e binele acela care totuși s-ar putea face? Ce pot face ca să ușurez suferința celor de lângă mine? Doamne, fă din mine instrumentul tău al păcii tale aici ca să pot să ridic povara de pe sufletul unei ființe sau al unui om care este aici. Mergem împreună în 1 Samuel la capitolul 14, versetul 45 și ne întâlnim cu o astfel de situație. Cine putea să negocieze cu Saul cel posedat de un duh rău? Cel care asculta muzica lui David și ca reacție la muzica aceasta scotea sulița ca să-l pironească de perete. Acesta era răspunsul, nu-i se muia sufletul să-i curgă lacrimi. Îl înrăia teribil, ceea ce pe un altul, altuia i-ar fi muia sufletul pe el, îl demoniza, îl tortura, îl chinuia teribil duhul cel rău pe care l-a ales el căruia să-i slujească, pe urmele căruia să meargă și a cărui viață să o împărtășească, a unui duh rău. Aceasta a fost alegerea lui. Scriptura spune că a dat această poruncă nebună. Am făcut referire puțin la acest lucru într-o predică intitulată Mierea lui Ionatan. A dat această poruncă nebună în pădurea aceea, ca oamenii de război care erau istoviți teribil,
care luptau să păzească familiile lor și să oprească nenorocirea aceasta care urma să cadă asupra copiilor lor. Istovit total, el comandă acolo în pădure să înceapă un post. Nimeni nu atinge mâncare. Unde putea fi un efort mai cumplit decât acesta? Ostașii lui Dumnezeu, după spusele lui Chesterton, nu luptă din ură pentru cel dinaintea lui, ci luptă din iubire pentru cel din spate, din urma lui pe care l-a lăsat acasă. Oamenii aceștia își apărau, eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul, eu n-am venit peste tine, eu îmi apăr lucrurile acestea, îmi apăr familia cu orice preț, chiar al vieții, dacă ar fi acesta. Și știți bine istoria biblică, Ionatan a mâncat un fagur de miere și i s-a luminat ochii, ceea ce a arătat că celorlalți cărora li se întunecaseră ochii din pricina hotărârii lui Saul pentru post și rugăciune într-o vreme ca aceea, ceilalți, comanda aceasta n-a fost venită de sus, ci de jos. Pentru că prin cuvintele lui Ionatan mi s-a luminat ochii. Cineva, oamenii aceștia care au fost acolo sunt impresionați de tânărul acesta din multe puncte. Este o ființă atât de iubitoare de Dumnezeu, atât de devotată. Știți prietenia lui sfântă cu David, în care bunul Dumnezeu era motivul prieteniei și frăției lor și speranțelor lor de viitor și tu vei fi împărat și eu voi fi al doilea după tine și vom sluji și pe Dumnezeu și țara. Un om deosebit de prețios pe care Saul îl condamnă la moarte. Condamnarea la moarte a acestui copil în care Dumnezeu pusese așa preț și așa valori, condamnarea la moarte împotriva biruinței, mă face să mă gândesc la mulți dintre eroii noștri din istoria noastră românească. Oameni care au avut contribuții zdrobitoare la ridicarea țării și care au sfârșit într-o cumplită închisoare, bătuți, omorâți. Acesta le-a fost sfârșitul. Aici este Ionatan. După victoria care a obținut-o, e condamnat la o astfel de moarte. S-ar putea spune, e o fatalitate. Cine poate negocia cu Saul? Cine poate vorbi cu Saul? Ba da, se ridică întrebarea, Doamne, în împrejurarea aceasta, ce pot să fac? Nu avem voie să facem nimic bine, nu avem voie să ne exprimăm. Copiii în lagărele de concentrare nu au voie să plângă când sunt spânzurați, alți copii nu au voie să plângă, dar ce pot să fac? O rugăciune voi înălța în sufletul meu sau voi face ce? Dumnezeu îmi va arăta mie ceva care pot face. Ce pot să fac în această împrejurare? Și poporul nu cedează, nu colapsează în fața unei astfel de fatalități, a infernului, a răutății. Acest rege nebun și posedat omoară pe propriul lui copil pentru un lucru de care era absolut nevinovat. El nici n-a știut de lucrul acesta, dar pe el nu-l interesează. Dumnezeu ține seama de vremele de neștiință, dar nu el. El nu ține seama de lucrul acesta. Și atunci poporul care putea să spună este o fatalitate. Ce să faci? Ce se poate face? N-ai ce să... Întreabă în sufletul lui pe Dumnezeu, Doamne, chiar nu se poate face nimic? Nu putem să facem ceva? Și iată ce scrie aici în versetul 45. Poporul a zis lui Saul, ce? Să moară Ionatan? El care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată, a spus poporul. Viu este Domnul ca un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta. Și conclude versetul 45, astfel poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. Și noi am avut atâți eroi condamnați, chinuiți. L-am avut pe Brâncoveanu, arestat, luat în palat, trecut prin București până la Giurgiu. Nu a deschis nimeni gura. N-a vorbit nimeni nimic. Am avut oameni care au plătit cu sânge libertatea și fericirea și întregirea țării și toate acestea. Am ridicat noi glasul atunci când aceștia au fost confruntați cu un astfel de tiran? Poporul acesta a făcut lucrul acesta. Ar fi putut foarte ușor să se spele pe mâini ca Pilat, nu știm despre ce este vorba, dar în ei s-a împlinit rugăciunea Mântuitorului nostru, te rog să fie una, te rog ca ei să fie una cu cel care este expus
morții. Izbăvește pe cel târât la moarte și scapă pe cel ce este gata să fie junghiat. Bine, dar asta înseamnă să mă expun eu la moarte. Este mult mai ferice lucrul, să-ți închini viața unui astfel de ideal decât să porți în spatele tău și pe sufletul tău sânge nevinovat, așa cum spune Sfânta Scriptură. Mi-aduc aminte de o anchetă în care am fost, să zicem, de la 9 dimineața până la 6 seara, cam atât a durat. Și acolo mi s-a cerut un singur lucru. Am fost bătut, zdrobit, buzele zdrobite, ochii, toată fața zdrobită, dat cu capul de pereți, dat cu pumnul în inimă, trântit la pământ, tot ce se putea face cu cea mai mare răutate, pentru un singur lucru mi s-a cerut. Mi-a spus, spune numele persoanei care ți-a dat geanta asta cu Biblie. Asta a fost corpul delict, nu puteam să neg, era într-adevăr. Era acolo, era o geantă cu Biblie, Biblia era interzisă în țară în timp. Acela corpul delict era acolo, niciodată n-am căutat să mă spăl pe mâini, să spun că nu știu cine mi le-a dat la un colț de stradă. Nu, nu. Bătaia cumplită prin care am trecut și așezat la masă și scrie din nou și din nou și din nou, cerea un singur răspuns la o singură întrebare. Cine ți-a dat aceste cărți? Și au venit cu oferta și mi-a spus, uite, noi îți dăm garanții că în momentul în care spui numele acestei persoane, ești liber. În clipa în care îi spui numele acestei persoane, cine ți-a dat aceste Biblie? În momentul acela ești liber. Și nu citisem undeva, dar așa mi-a venit în minte de la Duhul lui Dumnezeu, pe loc, i-am spus, n-am cum să fiu liber. Nu. Devin pe toată viața înlănțuit de vinovăția că am dat numele unui om. Zic, mult mai bucuros, duceți-mă pe mine. Eu sunt gata pentru orice, dar nu sunt gata să văd pe cineva suferind. Și a stins lumina din nou și a luat din nou lemnul acela și a continuat să mă lovească fără să vadă unde, până m-a pus iară să scriu și iară m-a bătut și iară seara, la ultima bătaie, când a dat cu lemnul acela mine, s-a spart ca și când era de sticlă. Așa ce m-am văzut. S-a spart bucăți pe jos și atunci mi-a dat un lighean cu apă, aveam fața umflată teribil, nu vedeam bine și ezitam să dau cu apă, nu știam de unde să încep, unde să mă ating și m-a lovit în cap, m-a băgat cu capul sub apă dumnealui și mi-a spus, zice, acum mă înjur și am spus, nu, eu nu înjur pe fratele meu. Nu, Dumnezeu e Tatăl nostru și dumneavoastră sunteți fratele meu și eu nu fac așa ceva. Iubiții mei, sunt fericit astăzi pentru momentul acela. Nu judec pe nimeni, nu acuz pe nimeni, dar știu că dacă cineva în adevăr ar dori să calce pe urmele Mântuitorului nostru, atunci omul acela va primi puterea aceasta de la Dumnezeu care îl va ajuta să stea în picioare într-o astfel de situație. Te rog ca tot să fie una. Luați-mă pe mine, a spus Iisus, dar pe ei îi lăsați să se ducă. Acesta este Mântuitorul nostru. Iuda, fiul lui Iacov, a zis, pune-mă pe mine la închisoare în locul lui Beniamin și lasă băiatul să meargă acasă. Pune-mă pe mine să fac lucrul acesta. Nu, el a luat asupra lui pedeapsa care căzuse pe Beniamin. Știți intriga de acolo din istoria lui Iosif. Dar chiar și pentru Iosif, pentru toți ceilalți a fost o revelație faptul că unul dintre frați, nu numai că nu aruncă în groapă pe fratele lui, cum făcuseră dumnealor lucrul acesta, ci este gata să intre el însuși în groapă acum și să îi libereze. A avut loc o schimbare de inimă între timp. Lucrul ăsta l-a potopit pe Iosif, ați văzut că spune în Geneza că se ducea și plângea. Nu mai putea, că a văzut schimbarea care avusese loc în ei. Pune-mă pe mine la închisoare în locul lui. Și pilda vieții lui, cuvântul acesta se încheie cu ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Dacă ne-am gândit la cuvintele acestea, ah, să nu văd mâhnirea lui Dumnezeu, înainte de a face un lucru sau altul, aș vrea să văd fericirea lui Dumnezeu, a fericitului Dumnezeu. N-aș vrea să văd mâhnirea lui Dumnezeu vreodată pentru vreunul din copiii lui care a fost rănit sau potignit prin viața mea. Și spune el aici, ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu, cum voi putea eu
cum mă voi putea sui eu, Geneza 44 este aici, versetul 34, cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Iubiții mei, suntem într-o lume atât de fărâmițată, dar în același timp atât de frumos unită. Suntem într-o lume în care pare rugăciunea Mântuitorului nostru, te rog ca tot să fie una, nu s-a împlinit și pare că nu are nicio șansă de a se împlini vreodată, dar nimic mai departe de adevăr, pe pământul acesta, în biserica aceasta, oriunde în lume există o sămânță de urmași, la care a făcut referire capitolul 53 din cartea profetului Isaia, va vedea o sămânță de urmași. Nu e vorba de mărturisitori în sensul de oameni care vorbesc, de care cred concepte, ci de unii care urmează pe Iisus. Va vedea o sămânță de urmași. Acesta este un cuvânt cu mare putere. Tu nu ești chemat să fii discipolul lui Iisus, predicatorul lui Iisus, urmașul lui Iisus. Nu știu dacă ați observat lucrul acesta, eu am văzut chiar zilele trecute, am rămas foarte mișcat în sufletul meu. Eu am crezut că până acum, deci citesc lucrul ăsta de atâția ani, până acum am crezut că marea însărcinare constă, pe care a dat-o Mântuitorul Bisericii, constă în a merge și a proclama Evanghelia în lume. Punct. Dar cumva mi-a ajuns în atenția sufletului și a minții mele că mai este ceva dincolo de punct acesta. Și anume, cuvântul lui Dumnezeu spune, predicați Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va fi osândit, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Acesta este finalul Marei Trimitere. Nu este învățați despre, ci ajutați acești oameni și îndemnați-i ca acest cuvânt pe care voi îl predicați să devină viață și trup în ei. Acolo se sfârșește marea însărcinare. Va vedea o sămânță de urmași, nu de simpatizanți, nu de membrii ai partidului lui, al nazarinenilor, ci va vedea o sămânță de urmași. Când Petru a protestat legat de zvonul care s-a auzit despre Ioan, Iisus i-a spus, zice, nu, datoria ta este una singură, vino după mine. Ce m-ai văzut pe mine făcând, fă lucrul acesta. Tu vino după mine, tu personal, dar cu Ioan cum e? Nu, tu personal vino după mine. Doamne, uite ce e la noi la adunare, uite ce e la noi acasă, uite ce e la noi pe stradă. E așa este, dar tu, în aceste condiții, vino după mine. Asta este chemarea lui Dumnezeu și nu doar ca unul care vorbește despre aceste lucruri să le auzi, ci ca unul care le trăiește. Un urmaș al lui Iisus este cu mult mai mult decât un simplu cetățean care crede o serie de dogme. Până la urmă observăm că și cei răi, demonii, cred și se înfioară. Asta nu înseamnă nimic. Despre ei, despre aceștia, nu se poate spune că sunt urmași al lui Iisus. A fi urmaș al lui Iisus înseamnă a trăi viața Domnului nostru Iisus Hristos în ființa ta. Iubiții mei, aș vrea să mergem într-un loc în care sufletul se cutremură. Ce înseamnă, care este partea opusă a medaliei? Un anume informator, numit Doeghe Domitul, care se găsea acolo, sub acoperire, merge și dă o notă informativă. Îi spune lui Saul, sursa vă informează că... Așa scrie în cartea aceasta, unde au fost date notele informative ale informatorilor, între care un informator a spus că dacă nu voi asculta de voi, de cei care l-au recrutat, să fiu pedepsit cu moartea. Așa și-a asumat. Doeg acesta, edomitul, informator de acolo, plănuiește și speră să câștige o favoare de la Saul, să-i dea vreo, cine știe ce, moșie, să-i dea ceva, și merge și vinde informații cu privire la faptul că David a trecut pe acolo și i-a fost dată pâine și o sabie și lucruri care erau adevărate, dar pentru care omul acesta sau oricare om ar fi trebuit să fie gata să plătească cu sânge.
Evangheliu și cu viața lui, pentru că știa că în momentul în care această informație e dusă la Saul cel posedat de un duh rău, va urma vărsare de sânge. Planul lui este una dintre minciunile satanei. Ori de câte ori diavolul deschide gura, spune o minciună. Orice ar promite el, e o minciună. Nimic nu este adevărat. Deci lucrul ăsta rămâne semnat de Dumnezeu. Ori de câte ori deschide gura, e o minciună. Nu știu ce și-a închipuit că va obține el de acolo, de la Saul. Amers i-a spus, imediat Saul, pe baza informației și notei lui informative, a chemat pe preotul Abimelec și după o scurtă și sumară judecată, condamnă la moarte pe toți preoții. 85 de preoți îmbrăcați în efodul de in, oameni care lucrau pentru omenire ca să facă din lumea aceasta un loc mai bun și mai frumos. Aceasta a fost înalta lor chemare. Atunci Saul a poruncit, întoarce-te și lovește pe preoți. Împăratul a zis, întoarce-te și lovește, întoarceți-vă și omorâți pe preoții Domnului. Știa că sunt preoții Domnului, dar el, stăpânit de acest duh, ajunsese să aibă aceeași ură pe care avea demonul împotriva lui Dumnezeu. Întoarceți-vă, spune versetul 17, 1 Samuel 22, întoarceți-vă și omorâți pe preoții Domnului, care s-au învoit cu David și a știut că fuge. Lucruri spuse. Oamenii aceștia ar fi putut să spună, dacă nu executăm, ne omoară. Atunci ei și-au asumat moartea, s-au unit în moarte cu acești preoți și spune Scriptura, slujitorii împăratului n-au voit să întindă mâna să lovească pe preoții Domnului. Și atunci împăratul s-a întors către Doeghe, Domitru, că așa prevedea legea, turnătorul să dea primul cu piatra. Și i-a spus lui Doeghe, Domitru, întoarce-te și lovește pe preoți. Și a omorât cu mâna lui 85 de preoți. Nu știu dacă vreo favoare pe care ar fi făcut-o Saul putea să compenseze așa ceva, dar aici duce drumul omului care refuză sfatul lui Dumnezeu, prin care el ne-a îndemnat și pentru care s-a rugat, te rog ca toți să fie una cu Dumnezeu în drumul lui. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru înalta ta chemare și fă ca totdeauna drumul vieții noastre să se întâlnească cu drumul Tău și să mergem împreună pe drum, Doamne. Ne închinăm înaintea Ta și știu că putem să intrăm în situații inimaginabil de grave și de cumplite. Ajută-ne să Te alegem pe Tine întotdeauna și să fim adevărați urmași ai Tăi. Aceasta e rugăciunea noastră în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.